Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. Este vineri, înainte de o sărbătoare importantă în Republica Moldova. 27 august, Republica Moldova și toți cetățenii ei sărbătoresc Ziua Independenței, o sărbătoare națională. Întrebarea mea este astăzi discutată în studio. O simțim noi cu adevărat ca o sărbătoare națională? Suntem noi capabili să acceptăm situația că Republica Moldova deja de 26 de ani face politică? Sau geopolitica ne încurcă nouă să existăm ca un stat independent și suveran? Mai multe întrebări vom discuta astăzi cu invitații din studio și anume Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Naționale Voievod. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Igor Barbă, antreprenor. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat ambii să veniți astăzi să discutăm. Pentru că foarte multă lume e foarte ocupată în zilele acestea și îi rup foarte complicat, îi rup din orarul său pe care și l-au planificat. Da, întrebarea mea este, noi, duminică, sărbătorim o zi importantă pentru un stat. Suntem noi capabili să percepem această sărbătoare așa cum ar trebui ea să fie, domnul Pascaru? Eu cred că da, într-adevăr este o sărbătoare pentru tot poporul moldav, pentru toți care trăiesc în Republica Moldova, pentru că într-adevăr, așa cu toate problemele și greutățile care nu le avem, Republica Moldova este un stat, care atâția ani se luptă și se înfruntă cu toate aceste probleme, dar reușim. Pe unii mai bine, pe unii mai rău, reușim. Având în vedere ce se face pe la vecinii noștri, inclusiv chiar între aceea, România, chiar în Ucraina, în Rusia, în Belarusia, noi încă suntem bine mersi. Avem multe probleme, avem multe lucruri de realizat pentru viitor, dar ziua independență pentru țara noastră, pentru poporul nostru, trebuie să fie și este o zi sfântă, pentru că mulți din părinții noștri, din bunii noștri au tins să ajungă ca să fie mai liberi de un sistem mai mare, fie așa cum a fost imperiile până la chiar acea Uniunea Sovietică. Și este un lucru foarte bun, trebuie să-l prețuim, trebuie într această zi să înțelegem mai multe lucruri că tot ce se face în țara aceasta. Noi putem să criticăm, putem să dezbatem, putem să urâm țara, să plecăm după hotare și mai tare să urâm, dar tot depinde de noi, de noi tineri, de oamenii care sunt mai maturi și au mai multă experiență, chiar de toți care suntem. Și noi nu suntem atât de mulți. Republica Moldova este ca un sat mai mare. Noi în față, practic, ne cunoaștem unul cu altul, președința de raion. Dacă nu, cu mătru oricum se cunoaște. Așa e tradiția și trebuie să fim deschiși către lucrurile noi, trebuie să fim deschiși către modernizare și să fim numai decât responsabili de ziua de mâine, ca să proiectăm această țară, ca să treacă în 5-10 ani și mult se povestește de proiectul de țară, ca să treacă anii aceștia și copiii noștri sau nepoții noștri să bucure că ei s-au născut în Republica Moldova. Sunt multe lucruri foarte bune la noi în țară. Când vin turiștii de după hotare, ei se bucură, lor le place aceasta. Eu, de fapt, întotdeauna critic guvernarea, critic lucrurile care nu se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple într-o această țară, dar aș vrea ca între aceste zile mai aproape de ziua independență să fiu mai constructiv sau să am o dispoziție mai bună și să încercăm să vedem lucrurile bune. Pe valul pozitiv să fim. Lucrurile totuși bune să le vedem. Câte țări sunt în lume care vor independență, care vor să fie mai deschiși lumii, ca lumea să-i cunoască. Sunt popoare care se luptă de sute de ani pentru această libertate și independență, suveranitate. Noi suntem liberi, noi avem ambasade practic în toate țările lumii. Noi suntem priviți ca o țară suverană și independentă și asta este o mândrie pentru noi, pentru că s-a atins scopul. Puține țări de pe harta Europei au rămas din acel Eviu Mediu. Au rămas țările cele mai puternice, culturile cele mai puternice, așa cum este Polonia, așa cum este Ungaria. În mare parte, multe țări au apărut, au dispărut. Dar noi, moldovenii, așa cum suntem noi, pe unii buni, pe unii rei, am păstrat cultura, am păstrat dansul, am păstrat limba noastră moldovenească, tradițiile. Și eu cred că cu acest bagaj, națiunea noastră moldovenească va trăi și în timpuri, peste 100, peste 500 de ani.
Este un lucru îmbucurător. Uh-huh. Noastră vreți totuși pe valul pozitiv să fiți în aceste trei zile, să nu vorbiți despre nimic negativ. Să-l întreb pe domnul Barba, dumneavoastră, în calitate de persoană care zilnic vă confruntați cu oamenii care muncesc pentru a dezvolta Republica Moldova, pentru a o face să fie auzită peste hotare, ce sentimente aveți în această zi? Totuși trăiesc un sentiment de bucurie, de fericire, totuși când mă aflu așa lângă un public, total de acord cu dumnealui ce a spus foarte bine și de fiecare dată mă inspiră și de fiecare dată mă încurajează când simt că în preajma mea mai sunt oameni patrioți care își apreciază țara, fac cu drag ceea ce fac și foarte mult mă inspiră acest lucru. Și totuși sunt și eu de părere. Noastră ați avut șansa vreodată? Eu astăzi oricum am să vă dezbat de la acest pozitivism și am să încerc să vorbim într-adevăr de cei 26 de ani, dacă noi merităm ca Republica Moldova să numească stat independent și avem toată încrederea că în continuare nu vom fi duși pe alte valuri, valuri destul de periculoase politice. Dumneavoastră v-ați cu siguranță, când v-ați deschis afacerea, ați avut ocazia să și plecați cu această afacere undeva sau să, înainte de a deschide afacerea, să faceți un pas de a pleca. Că aveți colegi, prieteni care au plecat peste hotare. De ce nu ați făcut-o? Deoarece din discuții cu prieteni, cu cei care sunt plecați peste hotare, eu chiar fac așa un sondaj personal pentru mine. De fiecare dată când am ocazia să discut cu cineva care este în afară, zic, cum îți pare acolo? Toți spun că da, este foarte bine. Și mai dau a doua întrebare, este, dar ai vrea să vii acasă? Fiecare spune că da, aș vrea, dacă aș avea un salariu decent, aș vrea să vin acasă. Și anume chestia asta mă inspiră și vreau și eu să desfășor cu drag ceea ce fac în continuare pentru a ajunge la rezultate bune și totuși să ne bucurăm de această zi de independenței și totuși să sperăm că o să fie mai bine, o să fie o guvernare competentă care anume va aprecia, gândi și ea împreună cu poporul, cu cei care sunt patrioți. De ce v-am întrebat asta? Și domnul Pascaru, vreau să intervin aici la tema aceasta. Pentru că în 26 de ani am avut trei etape, eu le zic așa, după trei etape politice care până la urmă au adus ca în Republica Moldova să fie plecați peste un milion de populație. Și noi acum, da, noi trebuie să începem să gândim pozitiv, că nu avem altă soluție decât să începi să gândești și să faci ceva. Depinde de noi înșine, fiecare dintre noi, dacă va face măcar un puțin așa, se va schimba multe în Republica Moldova. Și apoi se mai spune că un stat în 50 de ani devine stat cu adevărat. Dar noi avem 26, e puțin. Dar pentru noi este o vârstă, este o perioadă care ne-am format și avem 26 de ani copii, tineri, care vorbesc nu prea bine despre Republica Moldova și care pleacă peste hotare la studii, pleacă la munci. Despre aceasta vreau să zic. Au fost greșeli. Prima etapă politică a fost bazată pe idee națională și pe acele, bine, și acei primii deputați în Parlament care au votat această declarație de independență. După ce a fost unii politicieni care au ieșuat și au lăsat oamenii să fie trădați de idee națională, au venit comunismul la noi, Republica Moldova. După comunism a venit democrație cu valul ideii europene și unirii noastre cu Uniunea Europeană, care la fel a ieșuat și suntem unde suntem și frumosul vis european al Republicii Moldova se spulberă nu știu cum. Încearcă acum cineva să reanimeze această idee, dar nu știu dacă ea mai are vreo șansă în cazul în care moldoveanul nu mai crede în oamenii care au promovat aceste idei. Acum, noi suntem la o a patra etapă politică și putem să spunem că noi acum ne găsim ideea națională și proiectul național despre care spuneți dumneavoastră, domnul Pascaru? Eu cred că aveți dreptate. Au trecut mai multe perioade, au trecut mai multe etape. Oamenii întotdeauna au crezut în mai multe preconcepții, în niște concepții, au crezut în niște oameni, în niște lideri. Este greu de spus dacă ne-au dezamăgit sau nu, pentru că fiecare lider care au venit la conducerea țării, fie acela domn Snegur, domnul Lucinski, domnul Voronin, acum domnul președintele Igor Dodon, fiecare doresc pentru țara sa lucruri bune. Și eu aș accentua la acest capitol pentru că într-adevăr s-a făcut lucruri bune.
Noi să nu uităm, când a venit ca președinte domnul Snegur, țara era într-o etapă de trecere. Erau niște fenomene care era foarte greu de gestionat atunci, acel val de renaștere națională care s-a pornit mai înainte de realitățile care erau în țară. Și se dorea mult, mult se dorea, dar puțin să înțelegea ce se poate de făcut între acestea cazuri, pentru că elementar, acel război din Transnistria să fi fost acelea situații în ziua de azi, se putea gestiona puțin mai altfel. Altfel. Pentru că se putea de evitat. Eu sunt dintre acea da, zonă. Mai mult, se putea de evitat. Ceva, și mai erau analiști lucruri politici care se putea cumva de trecut. Dar s-a făcut ce s-a putut. Este o doză mare de critică. Ieșind din Uniunea Sovietică, noi practic am distrus tot acel potențial care părinții noștri, bunii noștri l-a construit din anii 40-45 și mai departe. Deci libertatea am perceput-o altfel. Am perceput-o probabil nu altfel. Noi nu am avut în acel moment responsabilitatea de proiectarea țării de ziua de mâine. Noi credem că gata, dacă se va împărți colhozul din sat, ferma din sat, s-a împărțit și fiecare a luat câte o cărămidă dintre acea fermă, va fi bine, vor fi fericiți, dar nu este așa. Pentru că noi nu am avut elementar un plan de management de a conduce țara. Și noi am pierdut în mare parte mai mult de 10 ani cât am mers pe un loc. Acel val este și problema că la noi au emigrat multă lume din țară. Și clar că noi într-așa situație am pierdut mult, dar se încearcă să restabili, pentru că nu numai noi am fost în situația așa când s-a prăbușit Uniunea Sovietică, este și Ucraina, Belarus, văd că am mai putut să ne acel potențial. Dar așa este o zona noastră, încă cărturarii moldoveni scria că suntem în zona tuturor răutăților. Noi știm că Ștefan cel Mare anume într-această zonă a ținut tot Imperiul Otoman în război atâta timp și nu numai pe ei și Ungaria și Polonia, câți nu ne-a războit noi. Suntem într-o zonă în centrul Europei unde trebuie să luptăm pentru independența noastră. Păi, noi am avut politicieni care nu au simțul patriotismului sau am avut politicieni care au fost conduși de alte puteri? Eu cred că într-o această furtună geopolitică hai să luăm exemplul Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare tot a prietenit cu ungurii împotriva la polonezi, împotriva otomanilor, apoi cu otomani împotriva la... Așa este politica, așa este geopolitica. Noi nu putem să avem un partener ca să fim strategic legat de ei. Pentru că aceasta de acum este o vasalitate, dar se mai schimbă. Acum când, de exemplu, s-au dezvoltat tot ce e legat cu tehnologie, este mai ușor, chiar și de imigrat într-acea Europa. În timp de o oră noi suntem în centrul Europei sau suntem în Marea Britanie sau în Franța. Adică ceva se schimbă și procesele acum trec mai repede, mai merg. Clar că noi încercăm ca o țară mic să avem o diplomație iscusită și să prindem interesele noastre naționale care sunt. Problema politicienilor că nu sunt asta. Noi vedem politica președintelui Dodon. Dacă vede că Uniunea aceasta euroasiatică se poate de adus niște bani în țară, se poate de ridicat pe loc această infrastructură, acestea, că în mare parte la noi avem agricultură, avem liveză, avem vie, avem vinuri. Ce să facem cu noi? Să cumpere România sau Ucraina, că ei singuri au atâta. Încercăm să ieșim să privim competitivitatea noastră cu Rusia, dar într acest caz nu trebuie să avem dușmani externi, România sau Uniunea Europeană sau Statele Unite. Adică noi suntem într așa o situație că noi întotdeauna încercăm să găsim prieteni. Și asta este o strategie bună. Important să nu căutăm dușmani. Uh-huh. Pentru că suntem amplasați așa că dușmanii îi găsim și noi nu avem o suntem bombă. Suntem o țară foarte mică și dușmanul ne este... Nu avem armă nucleară ca noi putem să amenințăm. Suntem atât de mici că încercăm să iscusit să trecem și noi trebuie, suntem datori să fim mai înțelepți, chiar ca vecinii noștri care și-au armate mai mari, care și-au o politică mai puternică, mai evidențiată. Da, dar aici uneori dușmanul este pseudo găsit de alții și impus nouă și atunci
atunci noi, fără să vrem, ne transformăm în... Societatea întotdeauna cel mai ușor s-a mobilizat în găsirea unui dușman extern. Asta în toate secolele, în toate războaiele. Se consolida societatea, că dacă este cineva după acea cortină de fier și ne amenință, noi trebuie toți să ne constrângem și să luptăm, să lucrăm, să avem. Așa suntem noi oamenii formați în mare parte, că noi ne adunăm atunci când este un pericol din afară. Și nu este o excepție chiar între acestea. Dacă se deschim noi mass media moldovenească, noi vedem, și de acum se vede care și de unde sunt finanțați. Vedem tancurile de la Moscova, mâna Moscovei, mai vedem iarăși mâna Bucureștiului și așa mai departe. Adică sunt niște operatori care întotdeauna... Bine, că acum vrem să întreb și pe domnul Barba ceva. Aici doar vă întreb, dar nu este cazul ca fiind o mână de oameni, cum a zis, atât de puțini, ca să avem capacitatea de a descinde unde este răul și unde este binele și să ne gândim toți... Noi mai avem și calitatea asta de ură și invidie unul față de altul și rânza asta moldovenească, care uneori ne strică, nu? Uneori ne strică, dar să ne uităm la ucraineni, boala asta este mai evidențiată. Mai evidențiată cu mult mai mult. Cu toate, dacă să accentăm și pe Ucraina, noi când am nimerit în situațiile acestea excepționale, da, dar pentru Transnistria s-a luptat, de exemplu, în timpul acestei renașteri naționale. A fost un conflict, un război, poate nu atât de bun, chiar dar deloc până acum, bun. Haideți să acceptăm, până acum nu s-a dorit ca să se facă cu adevărat această legătură dintre noi și partea din cealaltă teritoriu probabil, de peste Nistru. Dacă se dorea, nu se mergea atât de mult cu 5 plus 1, 5 plus 2, cu atâtea comisii, cu atâtea... Se făceau altfel lucrurile. Dacă să luăm, chiar și într-o familie, ura poate fi cea mai mare între cineva aproape, între frați, poate fi mai mare ura ca cu cineva străin. Străin tu nu-l cunoști, nu poți să-l urești așa cum îl urești pe a tău. Situația în Republica Moldova s-a pus că de la când s-a pornit aceea renaștere națională, s-a scăpat atâtea greșeli și au trecut la acel conflict sângeros, dar sângele greu să iartă, cu toate că sunt popoare care de mult s-au iertat unii cu altul și trăiesc. Dar într această situație cum suntem noi, și noi nu suntem atât de departe, Benderu, Tiraspolul, Chișinău, suntem plasați la 50-60 km. Ar fi bine ca să dăm mâna unul cu altul și să trăim bine. Credeți că suntem capabili, generația de aici, de 26 de ani, și generația de acolo, de 26 de ani, care deja conștientizează că este cetățeană unui teritoriu autoproclamat, să se unească, să înțeleagă că noi suntem o familie? Eu cred că da. Noi suntem situați într-o regiune când putem să ne vrem într-o situație ca să ne salvăm unii pe alții. Pentru că așa este. Noi trăim pe acest teritoriu și, de exemplu, mie este foarte neplăcut că acum Tiraspolul sau partea stânga Nistrului este totuși într-o blocadă economică, da? Trec niște perioade nu atât de bune. Era bine cumva de găsit în diplomația moldovenească niște căreri, niște drumuri ca să ne unească. Și eu cred că este posibil. Este posibil, dar este nevoie de mai multă înțelepciune de o clasă politică trează ca să poată proiecta, cum am spus, țara de ziua de mâine, să facă să-și închipuie acest viitor. Și eu cred că este posibil, pentru că în secolul 21 lumea este capabilă să înțeleagă cu mult mai multe lucruri, cum înțelegem noi, de exemplu, cu 100 de ani înapoi, cu 50 de ani înapoi. Aici și foarte multe lucruri se schimbă. Influența tehnologiei. Eu totuși cred că nu este o barieră. Vor trece 3, 5, 10 ani, țara va fi reintegrată, Republica Moldova va fi un stat demn, ca cetățenii să-și poată lauda țara sa și lumea vor veni acasă. Vor veni acasă că nu ei este... Ei deja vor să se întoarcă. Apropo. Vor să se întoarcă acasă. Mai sunt lucruri de schimbat. Ei vor aici. Domnul Barba, dar cine are sentimentul patriotismului mai dezvoltat? Noi, cei de aici de acasă sau cei de peste hotare? Eu mereu am admirat televiziunile și am admirat lucrul jurnaliștilor. Dumnealor sunt așa niște mesageri care îndeamnă publicul ca să gândească corect. Și dacă dumneavoastră o să țineți tot așa, adică sunteți foarte bravo și admir mereu, să informați lumea corect. Eu cred că noi mulți gândim diferit. Gândește cineva că e post-sovietic, cineva mai...
mai după Uniunea Sovietică. Și de aceea este bine ca tot să gândim la fel, dacă este posibil așa de chiar și pe cei de peste Nistru, dacă să informăm corect care sunt abilitățile, posibilitățile de acum, din ziua de azi, cum ați spus dumneavoastră, tehnologie, câte sunt proiecte, câte sunt care pot fi finanțate din afară și putem să ridicăm, să dezvoltăm. Dar peste tot, când este un șef bun, respectiv un conducător, un cărmuitor bun care la fel gândește ca și publicul său, putem ajunge la rezultate foarte bune. Vis-a-vis de șef, cu cine vă cel mai mult, spuneți că vă puteți mândri dintre toți președinții noștri? Așa, o întrebare cu capcan. Din păcate, domnul Pascal Vladimir cunoaște foarte mult materie. Eu nu pot să mă afirm asupra. Sincer, păi spun eu. Sniegur, Lucenski, Voronin. Nu am stat să analizez. Interimați, avem vreo doi și... Nu am stat să analizez foarte mult. Deci un om care are de-a face cu economie, cu business, nu se gândește cine îl reprezintă. Fiecare poate face ceva bun, chiar și președintele actual, dânsul, dacă să fie foarte inițiat ca să facă un lucru, un gest bun, o să ajute, iată, chiar și foarte talente bune dumneavoastră, cât persoane talentate care putem să-i dăm la cărmuire sau să organizeze ceva, adică poate să organizeze diferite companii, întreprinderi. Da, dar aici intervine un alt fenomen în Republica Moldova. Oamenii cu adevărat profesioniști nu sunt acceptați până la urmă. Iată, trebuie să stimulăm pe toți în așa fel, adică să avem un stat, să gândim toată societatea să gândească la fel, cât mai mult lume să gândească în aceeași direcție. Dar acum, cum ați spus și asta anterior, că au fost și comuniști și diferite situații și respectivă lumea este dezbinată, mulți au plecat în afară, nu prea a rămas lume și pești care sunt aici, e ușor să-i orientez pe stânga sau spre dreapta. Dacă ar fi mai multă lume să facă același lucru, să gândească în aceeași direcție, iată, cu ajutorul televiziunilor, cu nea sunteți cei care aduceți noutățile în casele oamenilor, care nu sunt în Chișinău, lumea este mai puțin informată, consider eu, fiindcă de aceea este bine ca să promovăm. Cine dintre cei plecați sau cei de acasă au sentimentul patriotismului mai dezvoltat? Sincer, eu am observat că cei de peste hotare simt mai mult asta și am vrut să mai zic că noi nu suntem, avem aceleași abilități ca și Europa, ca și România, ca și Germania, ca și multe alte țări, aceleași abilități de a dezvolta, fiindcă, cum observați, avem specialiști în toate domeniile și dacă să organizăm sau să promovăm afacerile la noi în țară, toți ar trăi foarte bine și am avea o țară foarte dezvoltată, fiindcă avem o infrastructură suficient de acceptabilă. Dar cred că cei care sunt peste hotare sunt mai patrioți, fiindcă dumnealor care sunt peste hotare simt ce înseamnă să fie acasă, simt ce să fie frustrat de către alte națiuni și totuși cred că a venit soarele și pe strada noastră, în țara noastră și vom fi un popor unit, așa cum ne dorim și copiii noștri vor crește iată, cu ajutorul la televiziuni care se dezvoltă. Prea mult încredere aveți în mass media. Eu aș zice aici mai atent, pentru că sunt unele mass media care ne mutilează creierul cu absolut alte informații. De asta și zic, să gândim toți la fel. Eu nu știu cum se face aceasta, dar dumneavoastră, fiind în domeniu, cred că aveți abilități, posibilități ca să nu criticăm, dar să ne apucăm de treabă și să... Deci această latura moldoveanul de a critica, ea este foarte bine dezvoltată la noi. Noi suntem capabili mai mult să criticăm, să scoatem ochii, cum se zice, să căutăm bârna din ochiul vecinului, invers, paiul din ochiul vecinului, dar nu bârna să o vedem din ochiul nostru. Aici... Cred că asta pornește de la ceea ce am spus noi la început emisiunii, fiindcă ne cunoaștem foarte mult, ne concurăm prea mult unul cu altul. Pe când am putea forma o echipă ca să mergem într-o direcție toți împreună. De ce este nevoie de un șef bun care să ne adune pe toți, să ne mobilizeze, să ne pună la treabă și să ne dea motiv. Deci o mână de fier, așa cum Belorusia sau un pic altfel? Sincer, nu pot să mă afirm. Nu sunt din politică, dar știu, cunoscând din diferite surse de management, cum a spus domnul Pascar, ar avut dreptate, sunt total de acord ce spun dumnealui. Pare foarte bine de cunoștință. Într-adevăr, adică este nevoie de o organizare, cum spune
de trezire și, într-adevăr, ca să ne ajutăm unul pe altul. Nu ne criticăm, cum ați spus dumneavoastră, dar să ne ajutăm cu mesaje bune, atât cum ați făcut și dumneavoastră astăzi o emisiune foarte interesantă, de a îndemna, de a gândi pozitiv, ca și la sărbătorile sfinte de Paști, la fel, să fac slujbe, să fac așa. Și noi facem, dedicăm emisiuni pentru aceasta. Ca să... Cu biserica nu sunt multe emisiuni, să discutăm, vorbim. Domnul Pascaru, istoria corect se scrie în Republica Moldova? Sau până acum am fost induși un pic în alte albii? Depinde care e scopul. Dacă vor să distrugă Republica Moldova, cineva scrie istoria corect. Dacă să înveți copiii istoria asta care este acum scris în școli, noi nu avem viitor, decât mai avem vreo 5, maxim vreo 10 ani. Nu, dar eu vreau aici să ating tema care a discutat-o foarte des acum în mass media, domnul Stepaniuc, vis-a-vis de aceea că 20 de ani, 26 chiar putem să spunem de ani, în universități, în instituții, licee, gimnazii, această luptă cu istoria românilor, a moldovenilor, toate astea, un pic au favorizat ca să se dezbine iarăși poporul nostru, ca și să nu putem să ne identificăm și cineva, influențe negative cu bani în țara noastră au fost la acest capitol? Numai decât au fost și sunt donații. Acum este ușor pe internet de ridicat și de văzut câte fonduri sunt primite elementar de la statul vecin România, da? Pentru informatizare, pentru diferite proiecte. Este o problemă destul de mare, dar să nu uităm că fiecare presiune trezește rezistență. Asta nu sunt ei de vină că ei vor să-și facă aici un... ca un județ, da, a Bucureștiului. Este problema noastră că noi nu putem să ne apărăm și problema guvernului, problema conducerii, că nu-și vede ziua de mâine. Ei încearcă în mare parte, chiar trec și la critic, s-a furat mult din țara asta, puțin s-a investit în simplu învățător, puțin s-a investit în copii, în studenți, în sport, nu mai spun. Nu mai spunem, puțin da. S-a investit în cultură. Asta este da, problemele asta se simte de acum, bază. Se resimte acum pentru că la Universitatea Pedagogică Ion Creangă sunt 100 de locuri vacante, locuri din buget. Deci nimeni nu mai vede această profesie nobilă a pedagogului a fiind una potrivită pentru viitorul său. Pentru că unul este salariu mizer. Doi, el nu se simte că va putea fi protejat și va avea careva facilități ca să lucreze la stat și deci ei se duc la alte specialități. Problema este un management foarte prost și nimeni nu s-a apucat în serios de proiectul de țară. Poate a avut în vedere domnul Vladimir Voronin, da, când a consolidat cât de cât, le-a ridicat leafa învățătorilor, pensia pensionarilor. Noi vedem Igor Dodon, mulți încearcă, noi vedem aceste reforme care au fost în sistemul ăsta de bacalaureat, se schimbă implicarea în Academia de Știință, dacă cineva vor de acum să o destreme. Sunt niște lucruri foarte la capitolul bune. Știință, la noi suntem practic la zero, la pământ. Este un lucru mai interesant. Cât mai puțin vom avea școli, săli sportive, vom avea mai multe spitale și pușcării și fiecare leu investit într-un copil, peste o perioadă de timp, economia le va resimți în plata pensiilor de la cei oameni care fac afaceri, așa, oameni îndrăzneți, într-adevăr, pentru că este o problemă, așa să spunem, cine face afaceri cunoaște, ultimii 4-5 ani sunt tragici pentru economia țării. Da. Pentru... Da, mă închid față complicat. De domnul Barba, că el mai stă aici. Și este o situație foarte complicată care necesită atenție deosebită, inclusiv programarea cetățenilor, pentru că de ce spun programarea, televiziunea, presa, aceasta este o programare. Omul se poate programa la niște lucruri bune sau la niște lucruri rele. Și anume mass media în Republica Moldova și aceea de stat care este, trebuie să programeze lumea la o viață mai bună, la niște lucruri bune, nu numai la noutăți, acolo omorât, acolo s-a spânzurat, acolo accident, acolo, și omul ăla se culcă cu noutăți rele, strezește noutăți rele. Clar că el devine peste o perioadă mai frustrat. Vreau să fac o mică paranteză. Credeți că trebuie să acceptăm în Republica Moldova mass media care în fiecare zi prin emisiunile și informative și emisiuni preluate de la statul vecin trebuie să ne spună că noi, viitorul nostru este în România. Viitorul nostru este în România. Este o problemă, țara trebuie să apere. Și eu totuși cred că aceasta va fi temporal, ceea ce se face, totuși vor fi sancționați.
Pentru că și este o rușine, de fapt, domnului Tănase, care a fost membru acustic, președintele Curții Constituționale, care a spus că Republica Moldova este un stat eșuat. Dar vreau chiar să-l întreb pe domnul Tănase, dar cine a eșuat acest stat? Nu președintele partidului PLDM, care a furat 1 miliard banii ăștia și erau colegi care au fondat aceste partide? Nu această elită politică care în frunte cu el a sabotat tot ce este într acest stat? Este o rușine pentru așa o personalitate, pentru așa un... Dar nu-i personalitate, pentru așa un individ să spui că statul este eșuat. Pentru că datoria lui ca funcționar public, ca om, ca demnitar, era să apere statul și să facă tot posibil ca statul să meargă în dezvoltare. Asta este lor, dar atunci când un om de stat spune că statul este eșuat, clar că este o problemă. Așa că îi trebuie politica moldovenească să elibereze de așa fel de indiviz și eu cred că vom avea succes. Dar atâta timp când vom avea oameni care va sabota politica internă a statului, dar ăștia sunt mulți. Noi vedem în Parlament, sunt oameni domnul care pastor, vor destrămarea statului. Are dreptul un personaj, o persoană cu funcție, chiar dacă este ex deja președinte a curții, să vorbească atât în termen de dur despre președintea de țară? Știți, la Costiujeni, spitalul psihiatric, se vorbește foarte mult. Sunt diferiți acolo pacienți care spun. Ei toți au dreptul. Dar nu are dreptul acum, moral. Președintele nostru este de o coloratură sau de altă. În genere, vorbim despre figura președinte de țară. Oamenii ăștia nu au dreptul moral, pentru că cum n-ar fi Vlad Filat, dar noi vedem că el a fost trădat de oamenii cei mai apropieți care au construit și au avut un vizor acela european. Dacă vă aduceți aminte voi noi, să ne aducem aminte anul 2009, ei toți erau pe o scenă și toți îndemnau lumea să voteze Ștejare, să voteze eroii neamului, să voteze viitorul european, visul european și noi vedem că trece 3, 4, 5 ani și ei s-au apucat de furat miliardul. S-au svădit între ei, s-au vândut, s-au cumpărat unul pe altul și au destrămat. Și uitați-vă, dintre aceste exemple sunt foarte multe. Și chiar să fie un exemplu pozitiv, noi vedem că, de fapt, această care se consideră o elită politică, ei, de fapt, eu și mai tare duc acest stat de rușine, discreditează ideea națională. Deci cei care trebuie să credem noi, tineri, băieți, tineri, cei care acum suntem într-o vârstă care trebuie să construim această țară. Inclusiv oamenii care fac business, care fac cultură, sport, actori, dar în momentul când, chiar aceiași procurori, aceiași judecători care sunt tineri, în momentul când același polițist primește 3 sau 4 mii de lei și lucrează o lună de zile, lucrează și ziua și noaptea, și clar că el acest stat îl va urî, el va începe și va lua mită. Acel procuror care primește 6.000 de lei, 7.000 de lei, va lua mită și în sine se va bate joc de statul ăsta. Aici este problema. Fiecare om din Republica Moldova trebuie să aibă condiții. Noi nu trebuie să avem bătrâni, pensionari care să-și scoată hainele de acasă și să le vândă la gara feroviară. Spuneți-mi, este așa, spuneți-mi cum are grijă statul de pensionari și de copii și vă spun eu ce fel de atitudine au politicienii în acest stat. De... Într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate, pentru că noi, omul, din păcate, dacă nu are condiții, nu suntem așa, nu a rămas așa mulți în Republica Moldova. Dacă să luăm fiecare compartiment, sector care este, da, se poate de atras o atenție, de făcut un management, pentru că Republica Moldova este un stat bogat, vă spun eu. Dacă noi mergem pe strada Ștefan cel Mare, dumneavoastră să vedeți așa automobile de lux, că în Germania, în Franța, da, străinii, când în București nu le vezi, nu pentru le vezi, că exact, la metru pătrat noi atât avem lucruri faimoase. Înseamnă că sfură foarte mult și era bine ca să vii într-adevăr o mână de fier la prima perioadă, așa aș spune, oameni care sunt cu inimă mare, patrioți sunt, care sunt această țară și să schimbe lucrurile, să modernizeze, să avem parteneri strategici. Toți vecinii noștri care sunt oamenii care facem afaceri, oamenii care încercăm să construim o diplomație bună, fie și China, fie Statele Unite, fie Rusia, fie Arabia Saudită, toți noi trebuie câteți să fim prieteni, pentru că avem de salvat această țară. Și inclusiv tânăra generație trebuie să implice mai mult. De aceea este important ca în școli
să, așa cum a fost pe timpuri, eu sunt un copil al Uniunii Sovietice, cum a fost pe da, timpuri. Da, noi vorbeam înainte de emisiune, fiecare, noi toți trei suntem copiii Uniunii Sovietice. În fiecare luni era ora politică, dacă țineți minte. Uh-huh. Și noi, primii jumate de oră sau cât era acolo, învățam despre Samantha Smith, fata care era din Statele Unite și, uh-huh, făcea niște de ăștia hulubi albi în numele păcii și așa mai departe. Dar aceasta nu mai este. Noi vedem că învățătorii, acei care sunt sărmani și flămânzi, care nu au leafa care trebuie, el își urăște lucrul lui. El își urăște, el vine la serviciu, de el nu-și iubește lucrul, nu-și iubește țara. Și de ce să începe așa o agresie pentru această societate? De ce? Trebuie de format condiții. La toți trebuie de format condiții. Trebuie ceva de mai modernizat. Nu așa cum au trecut ei trei ministeri într-un minister și au alungat de la lucru atâția oameni și specialiști. Trebuie mai altfel și mai puțin de furat. Mai puțin de furat, asta de furat. Este categoric. Și pentru eu cred că se poate de schimbat. Pentru că unii fură în exces, domnul Pascaru, și asta se simte și oamenii. Nu înțeleg de ce noi avem atâta răbdare. Alți care trăiesc și mama mea și eu niciodată nu am fost tentată să iau un leu în plus, dar sunt unii care fură foarte mult și asta se vede. Ne bucură una, un lucru, chiar sincer ne bucură că se mai ajunge la timpul când sunt mai sancționați. Sau nu le dă voie să fure așa de liber. Să sperăm că sancționați vor fi acei adevărați care fură, dar nu oamenii care pur și simplu sunt incomozi. Aici este o altă latură politică pe care noi discutăm astăzi. Domnul Barba, vreau să vă întreb. În Republica Moldova sunt foarte multe etnii. Da? Suntem ruși, bulgari, romi, suntem, bine, noi, cei care etnie de bază, poporul de bază. Sunt și evrei, sunt și... Asta ne favorizează pentru că odată într-o discuție cu un ambasador mi-a zis, voi nu știți ce vă face să fiți diferiți de toate celelalte. Voi trebuie să vă mândriți cu asta că sunteți, dar nu să vă dezbinați prin faptul că rușii îi urăsc pe moldoveni, moldovenii îi urăsc pe ruși. Și iată toate lucrurile astea. Dumneavoastră cum simțiți asta? Așa, în afară de politică. Eu cred că în orice țară. Sau în afacere, dacă vorbiți în rusă, nu vă deranjează? Dacă este client, se discută în rusă, fiindcă fiecare client trebuie să fie deservit la cel mai înalt nivel, așa este corect în toată țara și în afacere și nu numai în afacere, din inteligență, dar ce ține de, cred că în orice țară există aceasta și nu suntem noi mai diferiți ca alții sau doar la noi în țară există asta și trebuie să atragem mare atenție la acest moment. De aceea trebuie să fim foarte încrezuți în ceea ce facem. Deci aspectul lingvistic și cu etniile se politizează și aici? Eu cred că pretutindeni există acest moment și toată lumea, eu nu am observat să atrag mult atenție. În ultimul timp deja nici nu se mai permite să scrii niște, sau străzile se redenumesc. Da, trebuie să fie o regulă. Este o chestie care, practic, ea nu dă de bine la popor, dar iarăși ne dezbină și ne face să ne urăm unul pe altul. Eu cred că trebuie să fie o regulă și regulă trebuie să fie respectată, dar regulă trebuie să fie scrisă de câte specialiști, de sociologi, de cine cunoaște bine cum este bine ca într-un popor. Deci nu v-ar deranja dacă cineva ar spune că limba de azi înainte se numește așa și punctum. Vorbim actele să... Nu, de asta și să gândim toți la fel. Uh-huh. Să gândim la fel ca să fim de aceeași părere. Cât mai mult să fim informați cu aceeași informații, nu diferit. Rușii nu trebuie să respectați, ori alte etnii nu trebuie. Toți suntem oameni, toți trebuie să fim în egală măsură și dacă trăim în Republica Moldova, trebuie să respectăm legile Republicii Moldova. Și dacă s-a stabilit că este limba română, ne apreciem că este limba română și ne conformăm. Dar dacă nu este, s-a decis că nu este ceva corect, să ieșim în stradă să spunem, să cerem, să ne apărăm drepturile noastre. Dar totuși să fim mobilizați, dacă este posibil așa. Dumneavoastră când mergeți undeva, spuneți că eu sunt de Republica Moldova și eu mă mândresc cu Republica mea, așa că deja suntem pe final de țară. Întotdeauna m-am mândrit și totuși mă mândresc în continuare când simt, iată, că mai sunt ca domnul Pascaru, care cunoaște foarte bine și simt că și dumnealui este patriot și noi, dacă vorbim toți despre această temă, suntem patrioți. Și de aceea trebuie să ne mândrim în continuare și să tindem spre ceva mai bun, mult mai bun decât ceea ce este acum. Domnul Pascaru, când vin oaspeții la noi, Republica Moldova, și zic că ei sunt încântați până la urmă, toate ceea ce și eu replicile am auzit, toți sunt plăcut, impresionați de statul nostru. Doar noi știm de desubturile astea. Ce trebuie noi să facem ca acest sentiment să persiste și la cei de acasă?
În pofida profesiei mele, în mare parte, am făcut sport mulți ani, apoi politologie, Academia de Administrare Publică, dar în mare parte mult am făcut sport, am văzut foarte multe țări. Am umblat această lume în diferite postaze, ca antrenor, ca sportiv. Și acum primim mulți oaspeți care vin la noi, diferite festivale care le facem internaționale, seminare, competiții. Da, succint, vă rog. Oamenii, într-adevăr, le place la noi în țară pentru că și spun că voi moldovenii sunteți sinceri, voi moldovenii sunteți cu inimă mare și aveți niște locuri foarte interesante, bune. Sunteți niște oameni primitori, dar să vă spun că acestea calități într-această lume modernă care sunt mai exotice, pentru că dacă vedem ce se întâmplă în Statele Unite, în țările mai avansate, mai postmoderne, acolo sunt mai dificil acele calități care rămân omenești în oameni. Probabil la noi ceva s-a conservat dintre acestea lucruri, dintre acestea virtute. Deci să păstrăm aceste calități. Era bine să le păstrăm și să le mulțim și să învățăm copiii noștri ca să fie mai buni, să fie mai muncitori, pentru că mult se povestește că moldovenii sunt atât de muncitori. Totuși este un mit, trebuie să într-adevăr să muncim suntem leneși, așa aici de acord cu cum muncesc germanii și să fim așa de punctuali cum sunt germanii. Sunt națiuni care noi avem de învățat. Și este un lucru bun, nu trebuie să le rușinăm, să ne rușinăm de acestea. Și trebuie să învățăm lucruri noi. Pentru că... Domnul Pascal, nu mai avem timp, gata, am ieșit din timpul rezervat emisiunii noastre. Eu vă felicit cu ziua Independenței Republicii Moldova și cred că, într-adevăr, valul acesta pozitiv, să sperăm că pe toți îi va acoperi și noi ne vom mândri în fiecare secundă, în fiecare dimineață când ne vom trezi, vom spune, eu sunt fericit că sunt din Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, doamnelor și domnilor, felicitări cu ziua Independenței Republicii Moldova, 26 de ani este puțin, dar sper că noi vom învăța din greșelile noastre și vom face așa ca să nu mai plece niciun moldovean din statul nostru. La revedere!